primul rând, spune-ne cum te simți după această perioadă lungă în care ne-ai jucat, te revânt un pic la voluntari, cum ești? Bună ziua, în primul rând. Da, mă simt din ce în ce mai bine, am luat-o treptat. Am revenit la voluntar, dar din păcate n-am revenit cu norocul care îmi doream. Mă simt, să zic așa, din ce în ce mai bine și sper să se vadă și pe teren asta. Dacă de greu e pentru un jucător, se accidentează într-un moment bun al carierei, pentru că tu, într-adevăr, traversai o perioadă foarte bună în momentul în care te-ai accidentat. Da. Mental, cât de greu ți-a fost? Mental, vă dați seama că a fost destul de greu, treceam printr-o perioadă bună, așa cum a spus și noastră. Dar nu avem ce să facem, asta este, trebuie să luăm de la capăt. Trebuie să revin, să muncesc mai mult, să revin la forma pe care o avem și de ce nu mai bine. Pentru că întotdeauna e loc de mai bine. Cât de apăsătoare este ratarea calificării în play-off pentru voi, în vestiar? Da, vă dați seama că a fost destul de apăsătoare, să zic așa, două zile, să zic, după meci. Dar apoi trebuie să o luăm din nou de la capăt și să obținem ce mai este de obținut. Mai avem Cupa României, accederea pentru barajul de Conference League și nu trebuie să uităm că și acestea sunt obiective foarte importante, chiar dacă play-off-ul însemna foarte mult și înseamnă foarte mult. Ați văzut meciul de la voluntar sau ați luat? Am făcut o analiză, am văzut lucrurile bune, lucrurile mai puțin bune, și dar, cum v-am zis, trebuie să uităm acel meci. Urmează meciul cu Botoșani, un meci foarte important, un meci cu o echipă care nu mai are nimic de pierdut și trebuie să-l câștigăm. Simți că o revanșă față de proprii suporteri ar fi această calificare pentru barajul, pentru Conference League și, de ce nu, din nou un parcurs foarte, foarte bun în Cupa României? Pentru că fanii sigur se așteptau la această calificare în play-off, mai ales că a scos la mâna ta. Da, așa este. Cel mai dureros este că am depins numai de noi și nu am putut atinge acest obiectiv, însă și aceste două obiective care ne-au mai rămas sunt foarte importante. Da, trebuie să ne luăm un pic revanșa, având în vedere acest lucru, că am depins de noi. Dar revanșa trebuie, să zic așa, să o luăm în fiecare săptămână, la fiecare meci, să arătăm foarte bine și să facem jocuri foarte bune. Se poate spune că partea bună este faptul că aveți și planul B, și aici mă refer la ce este cu Cupa României, barajul, poate și faptul că și conducerea a depus acel dosar de licențiere pentru cupele europene. Da, așa este, cum am spus, play-off-ul. A fost un obiectiv, să zic așa, pe care noi ni l-am propus în vestiar, peste obiectivul propus de conducere. Din păcate l-am ratat din vina noastră, să zic așa, pentru că m-am mai repetat, depins de noi, însă și aceste două obiective sunt foarte importante și vom lupta pentru atingerea lor până la ultima etapă. Ai fost și spus unei intervenții chirurgicale sau n-a fost nevoie? Nu a fost nevoie, din fericire. A trebuit numai recuperare, să zic așa, musculară, întărirea mușchilor. Dar care mai exact a fost diagnosticul? La genunchi ai avut o problemă? Da, a fost, să zic așa, o ciopitură mai severă a ligamentului colateral. Și acum ești 100% refăcut sau încă mai ai nevoie ca să țin ritmul? Acum, să zic, sunt 100% refăcut. Din moment ce am luat-o treptat cu echipa, nu am intrat din prima, să zic așa. Cred că acesta a fost momentul potrivit chiar și la voluntar, să intru cât am intrat. Nu trebuia să intru foarte repede. Am avut răbdare și s-a văzut. Nu am simțit durere, nu am simțit absolut nimic. Dar pentru meciul cu Botoșani, te simți pregătit să dai 100% pe teren? Automat, indiferent că și orice jucător care are mici dureri sau eu mai știu, e pregătit odată ce intră pe teren și asumă 100% că poate să ajute echipa. Botoșani, cum ți se pare? O echipă care mai e la Cărnaroșie,
se pare că nu are nimic de pierdut și se va adus aproape de orice. Da, țin minte că și anul trecut am venit la o conferință, tot la fel, înaintea meciului cu Mioveni și era cam aceeași situație. Da, trebuie să fim foarte atenți pentru că se agață de orice minge, de orice acțiune. Trebuie să fim o echipă agresivă, o echipă în adevăratul sens al cuvântului și să câștigăm meciul de mâine. Plus presiunea care a fost-o ultimul meci de sezonul regular, în ultimele minute, ținută. Da, da, într-adevăr. Dar niciun meci nu seamănă cu altul. Trebuie să fim noi foarte bine, să respectăm planul tactic impus de mister și să ne facem treaba, să câștigăm acest joc ca să avem liniște pe mai departe. Mulțumim. Mulțumim și eu.